În ziua cinstirii Sfântului Ierarh Nicolae, duminică 6 decembrie 2020, paraclisul catedralei, acoperământul Maicii Domnului a mănăstirii Hadâmbuș a serbat hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului. Credincioșii din satele din jurul așezării monahale și din alte zone ale țării s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de părinții așezării monahale și de câțiva tineri care frecventează sfintele slujbe de la mănăstirea Hadâmbu. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, părintele Dumitru Apetrii de la parohia Botoșenița Mică, Grămești, protopopiatul Rădăuți, județul Suceava, a făcut referire la viața și virtuțile Sfântului Ierarh Nicolae. În același timp a amintit de minunea pe care Sfântul Ierarh Nicolae a săvârșit-o la mănăstirea Hadâmbu prin faptul că l-a rânduit pe arhimandritul Nicodim Gheorghiță să transforme acest loc într-un colț de rai. Sfântul Nicolae s-a născut în timpuri grele, în timpul de persecuții a împăraților păgâni, Diocletian și Maxențiu, în anul 270, într-o cetate numită Pataras, din părinți evlavioși, creștini, Teofan și Nona. În aceste locuri s-a fost o biserică ridicată în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae, din vremea religiosului voivod de Parcel Mare. Iar Sfântul Nicolae, privitor de Maica Domnului, a dăruit locul Maicii Domnului și prin Iani Hadimbu, în locul unde era Sfântul Nicolae, păstor, stăpân, s-a ridicat biserică în cinstea Maicii Domnului, pentru că Sfântul Nicolae era iubitor de Maica Domnului și Maica Domnului iubea pe Sfântul Nicolae, văzând ceea ce a făcut când i-a dus omoforul. Printre sareți, Sfinția sa este vorba, a venit un nou vici în acest loc, și găsind mărăcini, sărăcie, durie din împrejur, dar în mijlocul bisericuții era Maicuța Domnului care l-a așteptat. L-a așteptat de 30 de ani. La rândul său, Părintele Stareț a mulțumit tuturor celor ce s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare și a îndemnat pe oameni să se roage mai mult pentru ca Bunul Dumnezeu să izbăvească lumea întreagă de boală. Acest paraclis al noii biserici, al catedralii, este sub protecția acestor doi mari sfinți, Sfânt Ierarh Nicolae și Sfântul Preacuvios Sfântul Nicodim, cel sfințit la Fisman. Așa că sunt protectorii acestui paraclis, rugători pentru noi păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și mulțumesc Sfântul Ierarh Nicolae pentru toate și pentru tot și Sfântului Preacuvios Sfântul Nicodim, acestor doi mai mari sfinți, călăuzii, protectorii tuturor nouă și cred că este o mare sărbătoare, nu numai pentru mănăstirea noastră, că servăm și cinstim Sfântul Ierarh Nicolae având hramul paraclisului, ci pentru toți creștinii ortodoxi de pretutinde, care cinstim pe Sfântul Ierarh Nicolae, dar nu puțin sunt cei care poartă cu credință de demnitate acest nume mare de Sfânt, al Sfântul Ierarh Nicolae.
Amintind că paraclisul cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Nicodim de la Tismana a fost simțit în toamna anului 2005 de către preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în acea vreme consilier administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În acest locaj de închinăciune se oficează Sfintele Slujbe pe timp de iarnă.